meciu trecut cu Falu Constanța. Nu știu dacă aveți întrebări, dacă e tot la meciul de la... Aici, foarte tare. Și mai bine să jucăm la 8, la 9. Așa mai bine putem să jucăm mai multe. Să descurc asta mai bine de pasare și puțin așa pare acum, în start. Acum, abia am început acum și... Să vedem mâine. E un meci important pentru noi și vrem să câștigăm. Îți propui să spari viața acum la meciul cu Rotterdam? You know, every player want to score, but... La fiecare meci. Doesn't matter. I play all positions. For me, it's not... I see Vaslui yesterday with the Fenerbahce. I will see a lot of games. Good teams? Yes. Yeah, good teams. And comparing to them, do you think Astra can fight against them? Yes, why not? It's normal, it's game. We have beat each team. It doesn't matter if it's Steaua or Dinamo București. If we have a good day, you know, if they have a bad day, we can beat it, like 2 weeks before. We have the leads once, you know, 3-2, but we don't have lucky too much, you know, but maybe something will change, but that is the game. Before I have Ronaldo, but old Ronaldo, not now. The real Ronaldo. I think, in my opinion, is one of the best players ever, together with Zidane. I don't see in that time in Maradona and Pele, because I am not born there. But in this time, I felt Ronaldo. Now, after Ronaldo? Now, after Ronaldo, it's Ronaldo. Zidane? Yes. Because I'm a fan of Real Madrid. It doesn't matter, but Ronaldo, I think, is top player. Everybody compared with Messi, but I think it's most top player. Acum, din câte am văzut la antrenament, și-a mai revenit, deci nu mai este chiar afectat cum a fost la meciul cu Victor. Suntem așa speriați că nu putem să credem că s-a întâmplat așa. Și foarte, eu cred că foarte des s-a întâmplat în România. Trebuie să avem mare grijă de organizare, de tot. Cum te simți a veteran așa? Deci e mai petit. Deja sunt 5 ani aici la Astra, eu și cu Mache. Am o simt bine aici, Ploiești. Deja știu toate oraș și tot. Da, sunt bine. Acum e mai bine, zic așa, ca copil dorm noaptea și nu mă trezește. Sunt bine. Dar deși trezea? Da, de o dată sau de ori mă trezea noapte și atunci se vă întrebă. Și era greu. Te-ai gândit în Japonia ca fotbalist, adică să încerci să găsești un club în Japonia, poate să încerci? Da, da, da. Vreau să joc și în Japonia, dar așa, visul meu e să stau în Europa să joc fotbal aici, e foarte frumos. Dar acum trebuie să am și copil și soția și trebuie să gândesc și de ei. Câte un contract în Japonia, medie, prin Anglia sau medie, cum ce s-a făcut? Medie, am adică 100.000 de euro. N-am laptop și nu pot să mă uit. N-ai laptop? Nu. De ce? Cum să n-ai laptop? Câte ziua? Apalia un lucru, dar nu vreau la lumea? Da, că nu, adică nu prea, e genul de om care nu prea se place să stai pe el, să ai laptop. N-am nevoie de laptop, am telefon și nu știu. Dacă a dat pe televizor, atunci m-au uit, dar
finala de la Olimpiadă, cred că e la fete acolo. Da. Nu e interesant. Ba da, e interesant, dar dacă nu dar pe televizor e greu să, să mă uit. O să mă amestească aici, nu te-a ratat. Da, da. Ne-a ratat. Poate alte emoții. Uzman știi că e un tip emotiv? De ce înseamnă? Adică are emoții. Are emoții. Nu știu. Că ai zis-o, că la Bernatie poate a avut emoții. Da, da. Trebuie să aibă emoții, că joacă în Champions League și joacă cu Fenerbahce și 1-1, dacă dai gol, echipa poate să câștige și in Olympic I like American team basketball the best. I like Roger Federer when I saw his game. And from football I like Brazil because I think this time they have a very good player and I think we'll take a first place in the Olympic Games.